Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai s-a dat prima sentință în dosarul unui șef de poliție care s-a făcut ciripitor, cârtiță, informator de infractor. Practic contra unor șpăgi comestibile. Omul a încasat, printre altele, prăjituri, ouțe, cașcaval, gem, zacuscă, mici, cârnați și o bibilică. Și bănuți. Pare cunoscut. Și bănuți, desigur. 6 ani de închisoare, în primă instanță e adevărat, pentru Emanuel Mirică, șeful brigăzii de operațiuni speciale Brașov, mă rog, presupun că fostul șef. Povestea a început acum ceva mai mult de 2 ani, când procurorii anticorupție au declanșat o cercetare împotriva unui om de afaceri, Doru Bertea, care câștiga pe bandă rulantă niște contracte pe bani publici pentru utilarea unor spitale. Echipamentele pe care le furniza erau supraevaluate, unele neconforme, nici măcar nu erau necesare altele în spitalele respective. Mă rog, cum se face de obicei când își perțuiești banul public? Am mai văzut această rețetă, e veche, e anchetată, e bine documentată și mă rog. Omul de afaceri, altfel, fost șef al Casei de Asigurări de Sănătate Brașov și fost director adjunct al Direcției de Sănătate Publică Brașov, era însă și medic, stomatolog, iar printre pacienții sau clienții lui, cum ar veni, se afla și șeful de la operațiuni speciale Brașov, polițist, care, ce să vezi, era șef și peste polițiștii desemnați să supravegheze suspectul. Ce tare! Cum vin de se leagă lucrurile, domne? Ce lume mică! Așa că dentistul șperțar l-a contactat pe agentul special și i-a cerut să afle detalii din anchetă, ca să ascundă și el dovezile pe care le căutau procurorii. Și, mă rog, din rechizitoriu, rechizitoriu este citat de Libertatea, de ziarul Libertatea, sunt o mulțime de detalii savuroase. Deci au avut loc o sumedenie de conversații între, între șeful, polițistul șef și șperțuitor. Și dentist. Și dentist. Pe care procurorii l-au interceptat. Acum, de ce nu ar mai fi ajuns acestea la polițistul Mirică? Nu putem decât bănui, dar capcana s-a închis frumos. Deci îl sună, de exemplu, omul de afaceri și Mirică îi spune: dom'le, lucrurile sunt mai complicate un pic. Suspectul. E, complicate. Cum să fie complicate? Mirică zice, o să vă spun eu, o să vedeți că sunt foarte complicate. Deci, omul crea nevoia, înțelegi? Ce ai, că-ți dau o bibilică. Bun. Și după care domnul polițist Mirica a început să-i ciripească la diverse întâlniri. Antologice sunt discuțiile codificate. Ia, astea îmi plac mie. Adică da. Sora era ancheta. Antibioticele reprezentau bănuții de mită. Și au loc întrebări de genul ăsta. Cum se simte sora dumneavoastră? Mă înțelegi? Adică în ce stadiu e ancheta, întreabă suspect. Sau, sora și-a găsit cumva un alt medic de familie? Adică s-a schimbat cumva procurorul de caz? Sau, am un medicament pentru ăia micii și poate mai completăm la tratamentul ăla, zicea suspectul. Adică veniți să vă mai dau ceva. Au fost bune antibioticele de ieri? Adică ați fost mulțumit de ce ați primit? Eu serios, aș vrea odată să particip, așa, ca observator, da, la o operațiune dintre asta de supraveghere și să-i văd pe procurori și pe specialiștii care înregistrează conversațiile astea, cum se strică de râs când infractorii sunt șmecheri. Și ei știu toate cheile. Poate nu ne prindem. Dar n-a întrebat, sora e pe antibiotice? Da. În afară de bani și servicii stomatologice gratuite, șeful de poliție a primit de la Bertea, cum spuneam, mici, cârnați, o cașcaval, unt, prăjituri, o bibilică, 4 borcane de zacuscă de vinete și 2 borcane de gem de caise. Cum i-a dat unt? Plus asta, mă. Cum i-a dat unt? I-a dat înțeleg, borcane tot ce cu era nevoie, de aleguri. Băi, da, și asta, cum notează procurorii. Ce a luat, ce a mai luat ăsta? Gem. A luat gem? Scrie, mă, că a luat gem. De care? Da, unt, a luat și unt. Și probabil că în dosar sunt și cantitățile, că vezi, apar 4 borcane de zacuscă. E un fel de Donnie Brasco modern și românesc. Zici? Ăla s-a infiltrat, cum s-a infiltrat Johnny Depp de s-a împrietenit cu Pacino, așa și ăsta, probabil a ajuns, a prins drag de infractor. Cu bibilica e poveste frumoasă de tot. Deci, treaba cu bibilica mea asta mi-a tras atenția. Bă, ce-i cu bibilica asta? Pe 16 octombrie 2020, Mirică, polițistul, a mers acasă la Bertea, suspectul, care cumpărase special pentru el o bibilică. Și, potrivit procurorilor DNA, citez, a așteptat la poartă aproximativ o oră până când marfa a fost predată de furnizor.
și cu bibilica asta și m-am dus pe net, am căutat, băi, e așa rar, adică e vreo raritate, e vreo super trufa. Numai, da, la supermarket. E precum cartoful nou, e castravetele de... Asta era la operațiuni speciale, nu putea să-i dea orice. Da, am verificat pe net. Bă, nene, magazin online, bibilică grill, bibilică tip grill, da? Mm-hmm. Produs congelat, are și poză, arată practic ca o găină, dar e bibilică. E aproximativ un kilogram pe bucată. Arată ca o găină. Preț pe kilogram, 45 de lei. Da. Deci, bă, pentru 45 de lei, cum dacă să spun? Dacă e de țară, să știi că nu e, adică... Bine, mă, cât? 100? Nu, când valorează neprețu... Nu, când vorbim de o pasăre de țară, pentru mulți dintre oameni, e o marfă greu de evaluat. Deci dă-o dracu de carieră de polițist șef, băi, pentru bibilica aia de țară la de și... stau la poartă o oră să-mi dea bibilica. Las-o naibii de carieră și mă interesează pe mine că sunt polițist. Aia cred că a fost manevră ca să-l țină mai mult de vorbă, l-a ținut o oră, știi? Hai că așteptăm bibilica, ia mai zi din anchetă, știi, probabil. Cred că l-a filat. Că de fapt l-a filat, n-a stat în fața. Cu zacuscă, zic eu, că l-a muiat. I-a dat patru borcane. Ba, adevărat că și mie, dacă îmi dai un borcan de zacuscă și e bun și mai zici dai tot încă unul, sunt, ești fratele meu, adică poți să faci ce vrei tu, eu sunt cu tine. Bă, bune, adică mi se pare un gest atât de intim să-i dai cuiva zacuscă. Toată lumea prețuiește zacusca foarte mult, știm bine. Zacusca de casă. Dar nu cred că i-a luat de la alimentar a două borcane. N-ai de zacuscă. Să știi. Adică dacă i-a făcut așa, să-l ducă să-l închidă. Pe Luca, șef de casă, să dai din rezerva ta. Șeful operațiuni speciale. Da, vine suspectul. Da. Șeful, boss. A, uite, da, ți-am adus o zacuscă de vinete făcută de mama. Și cinci mici. Aici mai, și cinci mici, aole, aici mai lovit. Cum să-ți mulțumesc eu ție? Fiat, hai, stai jos. Hai, întreabă-mă tu ce vrei tu. Exact. Nu? Cam așa, cam așa e, nu? Bun, deci asta e, s-a încheiat cercetarea, a început procesul. Polițistul a explicat judecătorilor că, de fapt, el nu furniza informații suspectului, ci îl trăgea de limbă. Hai, practic, el făcea o anchetă a lui de unul singur, nu mai spusese nimănui. Dar el își făcea ancheta asta, a explicat judecătorului, judecătorul nu l-a crezut, a luat 6 ani de închisoare. Deci sentința nu e definitivă, dar eu cu bibilica am rămas, trebuie să încercăm și noi bibilica de asta, să vedem, frate, care e situația. De stai țară, de... Avem o listă de zilele trecute cu lucruri de încercat. Spre potârniche. Păi, potârnichea e diferită de bibilica. Am zis spre. Spre. Auzi, bă, mai dar bibilica minte, e mai mare decât un porumbel sau mai mică? Mai are un kil, mă. Unde ai văzut un porumbel de un kilogram? Eu așa evaluez. La de la tine. Da. Că au și mai mult unii aia. Ce sunt, mă, vulturi? Uliu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.